Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face etalare pentru Zodia Vărsător, Luna sau Ascendent în Zodia Vărsător. O etalare pe plan sentimental, așa că vă recomand să vă gândiți la o persoană dragă vouă și să vedem, să descoperim în ce relație vă aflați cu persoana aceasta în momentul de față și să vedem ce va fi în viitorul apropiat între dumneavoastră și această persoană. Dragii mei, dacă nu v-ați înscris la canal, știu că v-am plictisit, dar e datoria mea să repet, să o faceți, este gratuit, nu vă costă nimic, dar în acest mod noi ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri clare și precise din partea oracolelor și a tarotului în etalările viitoare. Dacă doriți o etalare în privat de dedesubtul acestui videoclip, este adresa de mail unde puteți scrie și vă voi răspunde cu drag. Haideți să vedem pentru noi din Zodia Vărsător. În ce relații ne aflăm în momentul de față cu persoana la care ne gândim? Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei care s-au înscris la canal, pentru cei care mă urmăresc, pentru Zodia Vărsător, Luna sau Ascendent în Zodia Vărsător. Ok, mulțumesc. În momentul de față vă simțiți trădați, mințiți, că această persoană vă minte, că vă trădează pe la spate, că este infidelă, că vă duce, da, dumneavoastră sunteți această persoană. Care vă simțiți în acest mod? Vă trădați și manipulați, trădați și manipulați sau mințiți? Da. Văd că dumneavoastră faceți foarte multe activități, poate faceți și chiar și sport. Văd că veți colabora sau văd că veți face activități cu prietenii dumneavoastră sau cu persoanele dragi vouă, poate cu copiii, cu amici, văd că poate veți merge la bowling sau văd momente frumoase aici și văd că veți avea mai multă încredere în voi, în propria noastră persoană, în soartă chiar și unii dintre voi care doriți să slăbiți aici, văd că aceste activități, dacă mergeți la sală, văd că veți avea succes în sensul că veți reuși să scădeți în greutate, da? Haideți să vedem persoana la care vă gândiți dumneavoastră. Această persoană dorește să reînceapă relația cu dumneavoastră, vrea să înceapă o nouă relație cu dumneavoastră, să se reapropie de dumneavoastră, să vă reîntâlnească. Să stați singuri, să comunicați, să fiți mai apropiați și văd că veți comunica de muncă sau la locul de muncă sau vă veți întâlni la locul de muncă. Este o persoană la job sau unde lucrați dumneavoastră sau în ce activități face, o persoană care se gândește la dumneavoastră. Este o persoană în special care se gândește la dumneavoastră, care ar vrea o relație cu voi. Cred că știți despre cine vorbesc. Dacă nu, persoana la care vă gândiți dumneavoastră, văd că veți comunica de proiecte, da, sau în ce privește un job, un proiect, o carieră sau în ce privește anumite situații din casă, din familie pe care trebuie să le rezolvați. Haideți să vedem ok, aici vorbește de timp. Cred că trebuie să cineva așteaptă sau trebuie să așteptați momentul oportun pentru o schimbare în viața noastră. Văd că va fi o schimbare rapidă în ce privește această relație, o accelerare. Și cred că mai e puțin, poate, nu știu, o oră sau 4 ore. Va fi o schimbare rapidă în ce privește relația cu această persoană. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat, zilele următoare între dumneavoastră și această persoană. Ce va fi în viitorul apropiat? Va veni o idee,
O soluție, o iluminare, o bucurie, veți străluci, vă veți regăsi optimismul, entuziasmul, veți avea mai multă energie, o revelație, da? Vă veți da seama de o soluție și veți fi plăcut surprinși. Zodia Taur, în ce privește posesiunile materiale sau în ce privește stabilitatea noastră materială, sau luna mai, Zodia Taur poate are un rol important. Haideți să vedem. Veți găsi o soluție la problemele voastre financiare. Să vedem în viitorul apropiat între dumneavoastră și persoana la care vă gândiți ce va fi, ce se va întâmpla. Neînțelegeri, certuri, conflicte, cifra 5 poate are un rol important, dar și foarte multă dorință carnală în viitorul apropiat, da? Trebuie să ascund poza asta, că e prea de ochiată, să spunem așa. Poate sunteți cu o persoană care are luna sau ascendent în zodia Taur sau Berbec, și este o persoană care foarte impulsivă, foarte schimbătoare, când este lunatică, când zâmbește, când vorbește, când nu vorbește. Și pot fi discuții contradictorii sau criză sau dispute, neînțelegeri, competiție chiar. Haideți să vedem zodia Vărsător, pentru zodia Vărsător. Dacă vă gândiți la această persoană, să știți că vă iubește. Această persoană, în viitorul apropiat, vă va demonstra că vă iubește. Mi se pare că s-a întors o carte, nu? Ba da. Vă iubește, dar este o persoană instabilă, să spunem așa. Și nu va mai înțelege. Că această, sau dumneavoastră, nu mai înțelegeți cum să vă comportați sau... Nu mai înțelegeți nimic și ajungeți să fiți confuzi. Dar și este o persoană agresivă, impulsivă sau nerăbdătoare, vrea acum tot, vrea repede. Nu mai înțelegeți cum să vă comportați. E o relație instabilă. Haideți să vedem. Este o persoană foarte sanguină. Este o persoană foarte sanguină și poate fi născută în zodii de fecioară, balanță, scorpion. E o persoană care... Sunteți într-o relație karmică cu această persoană, poate v-ați mai cunoscut în alte vieți anterioare sau parcă, chiar dacă v-ați cunoscut de puțin, parcă vă cunoașteți de o viață sau e o persoană mai matură decât vârsta sa sau decât... Este o persoană mai matură și chiar solitară sau foarte introversă, interiorizată, prudentă. Se uită foarte mult în trecut această persoană. Și o relație karmică, în sensul că este o relație menită să vă ajute să evoluați ca persoane. Dar în același timp este o persoană, o relație unde sunt foarte multe instabilități și provoacă suferință. Și aveți de rezolvat anumite lucruri cu această persoană. Deci este o relație chiar și dintr-o altă viață anterioară. Văd că e posibil dumneavoastră să așteptați sau văd că poate meditați sau faceți yoga, faceți sport, pilates. Văd aici că veți avea răbdare sau va trebui să aveți răbdare, că ceva va întârzia să apară sau să fiți mai atente dumneavoastră și doriți să vă regăsiți echilibru emoțional, sufletesc. Aici văd că veți flirta cu această persoană. Văd că veți fi mai seducători, văd că vă veți distra mai mult cu această persoană în viitorul apropiat. Da? Haideți să vedem. Ok.
Este o persoană care ascunde anumite sentimente, ascunde adevărata sa față, nu spune tot ce are de spus, nu arată. Zodia Leu poate are un rol important. Zodia Luna August. Este o persoană care dorește să comande, poate chiar este arogantă sau este o persoană care își ascunde sentimentele sale în ce vă privește și este o persoană cu foarte multă forță, curaj pentru a trece peste orice obstacol, pentru a înfrunta sfidele. Dar văd foarte multă pasiune dintre dumneavoastră și această persoană. Este o persoană pasională, poate are anumite vicii sau dependențe această persoană. Da, văd că nu este o persoană care vă oferă stabilitate, un angajament stabil. Este o relație cazuală sau nu vă poate oferi o relație stabilă sau e deschis și la alte persoane, la prieteni sau este deschis ca persoană, da? Se deschide și se mai uită și în stânga, în dreapta și vă simțiți trădați sau vă simțiți mințiți de această persoană, că nu este îndeajuns de sinceră pentru dumneavoastră sau corectă. Și dumneavoastră văd că sunteți o persoană serioasă și vă doriți o relație stabilă, o căsătorie, un parteneriat. Și nu știu ce treabă are Zodia Vărsător sau o altă persoană Zodia Vărsător, unde veți face un parteneriat sau o colaborare. Și văd că persoane din trecut se reîntorc în viața dumneavoastră, o prietenă sau un prieten, și știți deja despre ce ne vorbesc. Veți relua o relație cu prietenii din trecut. Veți reface o situație din trecut. Ce să mai... Ia uitați. Deci, există suflete pereche, dar și probleme karmice și există iubirea adevărată. Deci, ce să mai zic? Că veți avea o conexiune nemaipomenită cu această persoană. Văd o conexiune onestă, da? Unde există iubire, sentimente de iubire, sunteți suflete pereche. Văd că veți auzi anumite bârfe sau această persoană vă va spune anumite bârfe în ce privește casa. Vă veți găsi o soluție pentru o casă, pentru o proprietate. Cineva vă va spune un adevăr în ce privește casa sau o proprietate. Și văd aici că dumneavoastră veți evolua. Veți învăța, văd că vă doriți să vă expandeți în ce privește lucrurile materiale sau văd că sunteți persoane spirituale și văd o evoluție a sufletului dumneavoastră. În luna mai sau văd că vă doriți să vă căutați o proprietate sau un spațiu sau o casă, o schimbare de casă, de rezidență în luna mai. Și veți auzi bârfe din partea vecinilor sau din partea persoanei iubite în ce privesc vecinii. Văd anumite discuții în contradictorii în ce privește norocul, în ce privește banii sau în ce privește o oportunitate, un nou început. Văd un bărbat brunet care vă dorește, are dorințe carnale, dar și vă iubește și vrea să dețină controlul în această relație, în relația dumneavoastră, dorește să vă controleze. Vă spuneam de acea toxicitate, aduce instabilitate, dar cu această instabilitate care o aduce viața dumneavoastră pentru că dorește să vă controleze. Văd că un bărbat în semnul Fecioare, Balanță, Scorpion se axează foarte mult pe carieră sau dumneavoastră sunteți foarte reflexiv, prudenți în ce privește deciziile dumneavoastră, în ce privește cariera. Văd că veți avansa, veți avea parte de un succes sau această persoană care sunteți. Văd că se va termina karma și această poveste toxică. Proiect nou sau afacere nou, văd că vă veți elibera de o karmă și se va deschide ușile oportunităților pentru dumneavoastră. Vă veți elibera de toxicitate făcând acest lucru.
Și văd că un bărbat castaniu cu părul deschis la culoare sau cu ochii verzi albaștri, văd că flirtează cu dumneavoastră sau vă veți simți seduse de această persoană. Și văd că așteptați, aveți răbdare să aveți oportunități, să aveți întâlniri, poate de afaceri sau în ce privește abundența, banii. Văd că o femeie tânără care are o mască, o femeie poate roșcată, care se îmbracă foarte bine sau aici văd că are cineva o mască sau își face iluzii sau poartă masca această persoană. Zodia Leu, văd că vă veți elibera, veți fi mai puternici, mai curajoși să începeți un nou drum, o nouă cale, o nouă viață. Și un bărbat matur văd că are foarte multă pasiune pentru dumneavoastră, are sentimente pasionale, dar aici văd și că poate fi o interferență în momentul de față, se ocupă de o situație sau o interferență sau o persoană poate interveni între dumneavoastră și această persoană sau această persoană se gândește că aveți pe altcineva. Haideți să vedem și ce vă spune Lenormandul. Mulțumesc! Să aveți speranță că veți avea parte de echitare divină, de un viitor mai bun, de vindecare. Tot ce a fost mai rău veți lăsa în urmă și să vă urmați pasiunile, să urmați acea ghidare spirituală. Văd că veți avea ajutor din partea prietenilor, din partea divinității, pentru un viitor mai bun, pentru un destin mai bun. Da, și persoane născute într-o zi de 29-11-2, dumneavoastră, văd aici că veți avea un rol important. Văd că există cineva încăpățânat în jurul dumneavoastră sau copii, poate aveți doi copii, doi gemeni, sau văd că cineva nu vrea să audă, veți avea discuții, conflicte. Văd că veți primi o cerere de căsătorie, un inel sau un nou început în ce privește familia dumneavoastră. Și pentru o călătorie sau văd că această căsătorie, această familie va deveni mai stabilă. Veți avea parte de stabilitate și chiar o călătorie, veți vorbi de o călătorie, veți face un drum, da? Veți face planul de viitor, să începeți un nou drum sau un contract, o colaborare, o căsătorie. Dragii mei, sper că am putut să vă ajut, vă mulțumesc că m-ați urmărit și să ne vedem cu bine data viitoare. V-am pupat, sănătate, la revedere!